Bine. Mersi. Mă ajuți un pic. Acvariul ăsta așa ți l-a dat Marius? Salți pești. Ce vrei peisajul ăsta? Auzi, vorbește cu Daniela să-i hrănească cât lipsim? Pești, nu pățeați nimic dacă nu mănâncă două zile. A luat-o pe asta? Da. Vezi că ți-am luat și pachetul de vată din dulap. Ții tu altul, da? Vrei tu mai să pun? Nu se sertară. Nu mai e. Îți iau acum că oricum mă duc după țigări. Bine, să-mi iei Amo sau Lux. Palmolive să nu-mi iei, că am făcut mătreață de la Palmolive. Treci tu pe la Petronela să-mi iei fionul. Băi, parcă te duci la munte, așa te pregătești. Tu mai ai bani? Vezi în bluge, portofelul în buzunarul din spate. Mă, acum stii tu banii portofel. Păi ca tine că-ți cad din toate buzunarele. Închide ușa aia, că-i curent. Petronela e? Era la duș. Ia apă caldă? Da. Petronela? Da? Da! Zice! Asta am întrebat de tine asta, madama, o fițărea asta. Că ce? Că n-ai fost joi. Am dat rugama să vorbești cu ea? Păi da, dar a zis că cea cu două săptămâni pe stoperai. Ai zis că o să aduci cu tine de acum. Bine, mamă. Urmează? Weekend. Nața, te-a apucat deja? Am joc cu rectorul. Pasă răspin cu Richard Chamberlain. De seară, dacă vreți. Ai culoaiesc de aia din ea ta? Mhm. Găbița ce face? Se epilează. Vreau și un aso și un Kent. Kent nu am. Ai, pe unde găsesc eu un Kent? Că-mi trebuie neapărat. Nici la show. Criza de Kent. Malboro, dacă vrei. Nu mai ce să fac cu Malboro. Dă-mi un asos atunci și un Lux. Sale mântulat? Nu, mersi. Răglef? Nu, vreau un tic-tac. De la portocaliu. Tic-tac e de la mine. Mersi. Dacă vă răzgândiți, veniți de seara la Vedo. Vine și Ramona și Brejie. Da, nu știu. Mersi. Vai, ce scumpi sunt! Ți-ai tăi? Nu, i-am găsit aseară jos la centrală. Nu vrei și tu unul? Nu, că găbița e alergică. Uite. Ce le dai? Mi-am dat niște sarmale aseară. Hai că te aduc și eu niște lampe plată. Mersi. Auziți, fetele? Da, ziceți. Auzi, îi zici tu, te rog lui Gabi că a căutat odată aici la telefon. Zicea că vine încoace cu mașina și că ajunge până la 10, 10 și ceva, da? Da, îi zic, îi zic. Hai că rog eu, mersi. Vezi că a sunat taică, tu că vine încoace. Păi băgă-mi aș picioare. Vrei zice pe la ai tăi? Ce să le zic? Ci că pe la 10 ajunge. Păi nu știu ce să mă fac eu cu examenul ăsta de luni. Nu știu că dai cu altă grupă. Oare să iau cursuri cu mine? N-are rost. N-are rost, nu?
să aveai tu niște lapte praf la un moment dat. Da, vezi că într-o cutie de nes. Cât trebuie să-ți dau? 80. Uite, lapte praf. Mersi, mamă, ce mișto putea asta. E mor. E fetiță? Mhm. Flexuna cât e? 50. Ai cumpăt chiar? Nu, vezi la rabie. Cât e folia din asta? 25. Progesterolul, sunt urești? Îți lămițești. Fabricate în Ungaria cu licență. Ia uite cine știe. De la Varnea știu că e aia dintre astea. Mie nu trebuie că și așa cât o vacă de grasă. Și ne-l arată toate patru, îl las cu 90. La câte des mi se întâmplă mie. Și găsești cum să le dai la banii ăștia? Cum să nu? Dacă mă duc acum, că mi-e la familie și le dau pe loc. Hai că eu am plecat, mă duc că mi-am pus apă la încălzit. Mă fac roșcată tu. Hai, mă. Nu, dragă, mă dau cu zeamă de nu știu, îmi cade părul ceva de speriat. Auzi? Îi zici tu lui Petronela să treacă să lasă felul? Trec eu mai încolo să las că e la examen, Petronela. Hai, baftă, pa, să fie, pa. La câte vezi cu Adi? La 11. Bun, m-a luat o fierbințeală. E aspirină. Nu cred că e de la măsea. Algocalminul trebuie, fiol. Vezi întors de voiaj dacă mai e. Băi, ce nasol pică. Eu azi trebuia să mă duc să-mi schimbe plumba. Hai că mor până sâmbătă. Poți să te rog ceva? Zi. Te ocup tu de toată chestia cu banii. Știi că eu nici la naș nu sunt stare să-i dau drept. Da, azi că mă ocup eu. Uite, numărul. 2700, nu? Da. Gol stomac. Mănâncă ceva. Ce să mănânc, că nu pot să mănânc nimic. Stai tu liniștită, că o să fie totul bine. Hai, gata. Pa! Nu te întoarce din drum. Am dat adresa. Nu mă fi dragă așa de superstițioasă, că nu ești de la țară. Auzi? Eu totuși aș lua cursurile cu mine. Cumva un bilet în plus? Nu. Biletul la control. Biletul la control. Biletul la control. Biletul la control, vă rog. Adi a intrat?
ce faci tu, ce ești? Mă uitam pe rezumatele astea. Întreaga careva? S-a început mai târziu că nu găseau cheia de la sală. Numai că ne văd colegii tăi. Și ce dacă? Mi-e rușine. Auzi, m-a rugat Diana dacă nu vreau să facem schimb cu ea. Să meargă ea la izvor, să mergem noi la Costinești. În aceeași perioadă? Nu, perioadele rămân tot alea. Merge ea 7-14 la izvor și mergem noi 15-22 la Costinești. Eu pe 6 am ultimul. Așa trebuie să mă duc întâi acasă, să stau o săptămână și să mă întorc după aia. Nu știu, mai complicat. O să-mi dai și mie un fum. Te-ai amintit de bani? Da, stai. Ce lași, mi dai în plic? I-am pus să nu se amestece că aveam la mine și banii de flori. Trebuie să te zici, nu? Mm. Ți dau la bursă. Bine, mă. Ți-e foame? Să-ți iau ceva de jos? Mi-a pus maică-mi niște tartine. S-a sculat ea de dimineață să-ți facă ție tartine? Da, s-a sculat să-și facă vezeaua, că după 8 e gazul slab. Auzi, te rog și eu ceva. Da. Ia-mi tu florile pentru maică-mi, că eu s-ar putea să termin târziu aici. Bă, eu nu cred că pot să... Nu o să pot să vin. Unde? N-ajung, nu pot azi, n-am cum. Dar știi ce mi spui acum, că nu vii la ziua lui maică-mea? Acum ce te enervezi? Pe cum să nu mă enervez? Ai spus că vii să pune femeia să-ți facă tort de bezele și tu acum zici că nu vii? Ce mie îmi face tort? Da. I-am zis eu că îți place să apucați să-ți facă tort de bezele. Bă, efectiv n-am cum, nu că nu vreau. Comunicăm efectiv noi cum. Dar ce e de făcut? Zi. Nu să zic, dar nu pot să zic acum. Nu poți să-mi zici acum? Ce, n-ai încredere în mine? Zi dacă n-ai. Nu e vorba că n-am încredere, dar nu înțeleg de ce nu poți să-mi zici acum. Ce, avem secrete? N-avem secrete. Ți-am scos să zic mai încolo, atâta tot. Ce așa mare chestie? Bine, dacă ție ți se pare că nu e mare chestie, nu știu ce să-ți zic. Dacă trebuia să vin eu pentru prima oară la tine acasă și uitam, să vezi atunci ce mare chestie. Băi, n-am niciun chef să ne certăm acum. Și cine a început? Eu am înțeles să iei niște flori pentru maică-mea, tu ai sărit că nu vin. Bine, domnule, o să vin. Nu știu, văd, îți fac eu cumva și ajung. Faci o favoare acum. Băi, gătezi? Vrei să vin sau nu? Mă profesor, mă vin mai încet, dacă se poate. Zi ce floruțe. Nu mai luam nimic. Zi. Ți-au garoafe? Mi-am gladiole, dacă mi-ai. Gladiole? Da, ce? Câte să-ți iau? 48. Nu te iau cu soț. Păi și câte să iau? Nu știu, e 49. Și nu e gladiole. Dacă îi plac e cel mai mult. Dar să nu zic că nu știu câți ani are dacă îi iau 49. O să stăcem la să-l numere acum. Nu o știi tu pe maică. E 47 atunci, nu știu. De fapt, faci cum crezi, eu iau câte zici tu. Auzi, dar nu-i custat la masă și chestii din astea? Nu, domnule, cu nimica. Mai vin niște prieteni al taică-mi, dar stăm, bem un pahar de șampanie și rotulim la mine în cameră. Bine, hai că văd eu cum fac. Alu, că văd eu cum fac. Te rog, imi-o să fii, da? O să fiu. Și poate nu întârzi. Băi, mă enervezi. Eu nu întârzi, da? Decât dacă e ceva neprevăzut și atunci întârzi oricine. Dar eu nu întârzi. Adi, tu ai curentul la tine, că ci tu nu-mi lasă să intru în vânătă. Da, cum să nu? Hai că mă duc. Cât de ceas? Și 20. Ți las? Nu, ține. Ne vedem mai încolo. Păi ce faci? Nu mă săruți? Nu, că m-ai enervat. Nu mai superi. Nici tu. Pa. Pa. Auzi, unde fac eu rost din pachet de chinte acum? Păi de cine ai zis că ți-a luat eu? Pentru Găbița îmi trebuie. Vezi la Unire, la Bișnițari, că sigură. Unde? La Unire, la Bișnițari. Spuneți. Am și o rezervare. Pe numele de Drăguț. Aveți o rezervare la noi? De când aveți? De azi. Din seara asta, adică. Eu vă întreb când ați făcut-o. A, e făcută de marțea trecută.
N-apare nimic aici la rezervare. S-a ocupat o colegă de-a mea, dar știu sigur că era luni sau marți. Nu știți cu cine a vorbit? Nu, dar am înțeles că s-a notat numele și adresa. Pe ce nume ziceați că e rezervarea? Drăguț. Nu e niciun drăguț trecut aici. Auzi? Uite, tu cheamă-l pe Nelu, pune-l la mine. Poate vă recunoaște colegul meu. Păi nu v-am zis că n-am vorbit eu. A sunat prietena mea și a răspuns un domn. A sunat la telefon? Da. Ana a venit aici să vorbească. Nu știu exact, cred că a sunat. Așa poate să sune oricine, nu? Rezervarea a fost confirmată? Ieri? Pentru ce să o confirme? Deci vă rog eu frumos să vorbiți pe tonul ăsta. Rezervarea trebuie confirmată cu 24 de ore înainte. Nu i-a zis nimic domnul cu care a vorbit. Eu nu cred că nu i-a zis. Nelu? Nu. Mă doare. Auzi, e cineva aici care zice că a făcut o rezervare ieri. Nu ieri, marți s-a sunat. Sau marți. Aha. Pe ce nume ziceați? Drăguț. Drăguț. Așa îl cheamă. Da, mersi. Auzi, mă sun și pe mine dacă se dau banii? Bine. Nu, dacă se făcea, era trecut aici. Și cum facem acum? Păi ce cum facem? Avem neapărat nevoie. Se vește cineva la șof? Da, stați. Avem neapărat nevoie de camere. Vă rog frumos, dacă se poate, să rezolvăm. Ce să rezolvăm, domnișoară? Ieri a venit de la București o delegație, așa că tot hotelul e plin. Înțelegeți? Poate să fie și cu 3 paturi. Dumneavoastră înțelegeți românește? Că mi se pare că nu. I can't. 80 pachete. Nu știu cum reușești. Hai că nu mai trebuie vorbit, te sun eu când pot. Bine. Bine, hai pa. Spuneți. Bună ziua. Aș avea și eu mare nevoie, dacă puteți să mă ajutați cu o cameră. Începem cu noaptea asta. Începem cu noaptea asta? Da, v-aș ruga frumos. E totul plin. Poți să fie și cu 3 paturi. Trimite pe Marcu la mine, te rog. Câte nopți? 2, sigur, dar s-ar putea prelungi. Azi nu cred. Ar fi o cameră... De mâine se eliberează. Dar noi mai avem mare nevoie de azi, dacă se poate. Câte persoane? 2. Asta ar fi cu pat dublu. Da, nimica. Ziceți. Te duci la bar și zici să-mi facă 2 cafele și le duci la masă la fel. Nichizol sau Nes? Tu du-te, domnule, că știe femeia ce să-ți dea. Zi numai că pentru mine. Deci mă puteți ajuta? Nu știu ce să zic. N-am confirmat rezervarea până la ora asta, dar... Haideți, vă rog, e frumos. E cu pat dublu, v-am zis? E bine și așa. Aveți un buletin? Aveți mutație, văd. Sunteți studentă? Da. Și dacă aveți cameră la cămin, la ce vă trebuie hotel? Suntem 6 în cameră și în sesiune, cu învățatul, cu asta e mai greu.
Două persoane. Da. Ar mai fi o cameră cu patru paturi, dacă vreți. Dar dacă nu o plătiți toată, e posibil să vă mai bag pe cineva. Nu, nu, lăsați așa. E mai convenabil cu patru. Nu, lăsați. Cum vreți? Mihărțescu? Mihărțescu, cu T. Buletinul ăsta să-l schimbați, că dacă vă prinde miliția... Da, l-am uitat în blugea, spălați. Cealaltă persoană? Drăguță. Așa se numește, Drăguță. Tot o domnișoară. Da, da, da. Și la școală toți profesorii tot așa reacționau la început. Drăguț Gabriela. 186 de lei. Cât? 186. Uitați-mă, dar cât e pe noapte? E afișat acolo, cu pat dublu, 62 de lei. Și n-am putea achita mai întâi o singură noapte? Și așa am modificat pentru dumneavoastră o rezervare. Dacă vreți, bine, dacă nu... Bine, bine. Ziua hotelieră începe la ora 12. Când nu sunteți în cameră, cheia stă la recepție, da? Da. Mersi. T14, bună ziua. Nu știu dacă mai... Bine, hai că urc. Aștepți la telefon? Tăbița? Hai că am luat cameră. Dar vezi că nu la Unirea, la Tineretului. Păi vezi că n-am nicio rezervare, nimica. Eu le-am zis, da. Băi, asta e acum. O să înțeleagă. Fii atentă, vezi că a costat camera aici 186 de lei. E cu pat dublu, că altceva n-am găsit. Auzi, ce n-a venit să cauți tu, că mă și enervezi? Ascultă-mă, du-te în cămin și mai împrumută 200 de lei de la cineva. Ești mare, te descurci. Tu du-te de mine și vezi. Hai. Îți las cheia la recepție, da? Auzi, eu cum mă recunosc cu omul ăla? Păi și după ce mă recunoaște? Mai Căbița, tu ești sănătoasă? Dacă știe că mă duc eu, de ce te-ai descris pe tine? Bă, ești ceva... Bine, hai, văd cum fac. Bine, să ai buletinul la tine, da? Hai, pa, pa. Vă spălați. Numărul 24? Păi cine căutați? Trebuia să mă întâlnesc cu cineva aici și mi-a dat adresa asta de ceva, 24. Ați văzut cumva pe cineva care se aștepte aici în stradă? Nu. Auziți, lucrează aici al noastră un domn Bebe? Bebe și mai cum? Nu știu, atât de domn Bebe știu. Nu știu, treabă la băieții ăștia la Seliz. Dar eu nu știu să lucreze vreun Bebe aici la noi. Mă scuzați, domnul Bebe? Tu ia Gabi? Gabi n-a putut să vină, că nu se simțea prea bine. Eu sunt Otilia. La telefon am înțeles să vină ea.
Știu, de-aia și eram așa un pic în panică, că nu știam dacă o să ne recunoaștem. Eu intrasem la salvare aici să întreb. Întrebați ce? În fine, dacă a fost cineva care a așteptat în stradă, că am întârziat 5 minute și mi-era teamă că v-am pierdut. Mergem cu mașina noastră? E unde? La hotel, ne așteaptă acolo. Mă întâlniți pe cum s-a zis. Ați vrea ce lucrați? Puteați să lucrez eu. A, nu, întrebam așa. Se poate fuma? Nici oară uitați care-i treaba. Să știți că eu n-am nimic de ascuns. Ați văzut, am venit cu mașina mea. Puteți să-mi luați numărul dacă vreți. Că dacă e, oricum deja-i trece. Dar vă spun un lucru. În chestia asta se merge pe încredere. Și de asta eu întotdeauna mă văd direct cu persoana, că eu îmi dau seama imediat dacă o să ne înțelegem sau nu. Dar puteți pe toată încrederea, să știți. Pur și simplu așa s-a întâmplat, că s-a simțit rău și n-a putut să vină. Am încercat să luăm legătura cu dumneavoastră prin Ramona, dar era plecat acasă. Și dumneavoastră n-aveam niciun telefon, nimic. Nu mai contează. Eu v-am spus așa, în principiu. Cum ziceam, acum deja-i târzi. La ce hotel sunteți? Tineretul lui. Nu știu, eu când am vorbit cu Duduia, că abia am rugat-o ceva. Să iau o cameră de hotel anume la Unirea sau la Moldova. Așa am rugat. La Unirea sau la Moldova. Mi-a zis. Acum, dacă nu era o cameră, ce era să facem? Și la tineretul lui tot greu am găsit. Am mai făcut o dată chestia asta seara noastră? Sora mea? Nu. Câți ani are? 22, face 23 în martie acum. Înțeleg. Înțeleg. Locuiți împreună? Da. Nu sunteți în oraș, nu? Nu. De unde sunteți? Câmpul Lung. Câmpul Lung. N-a fost niciodată. Nu spui doar nimic. Stați în gazdă? Nu, la cămin. Și cămin? Cum să fie? În religie multă, nu prea poți să înveți. La ce sunteți studentă? La Politehnică. Are și Politehnică avantajul ăsta când te duci la țară. Da, asta așa e. Facem un pic un ocol să lase celor. Mă așteptați aici. Ce cauți, domnule, afară? De câte ori ți-am zis cât lipsesc eu să nu ieși din casă? Ce ți-a trebuit să ieși? A trecut madame Iancu pe la mine, că s-a băgat zahăr la complex. Ce zahăr, domnule? Ce-ți trebuie, domnule, zahăr? Dar nu pentru mine, măi. Lasă-mă, domnule, în pace, că nu trebuie mie niciun zahăr, nimica. Mie îmi trebuie să nu te mai ieși din casă, că m-ai nebunit. Ia treia oară luna asta în care te încuipă din afară. Dar s-a trântit ușa de la curent. Atât de pe măsa în curs s-a trântit. Na. Vezi, pierdu și pasta caldă, nu mai am. Stai, mamă, liniștit că n-o pierd. Nu. De ce naiba ești tu în stradă, poți să-mi spui? Îți trebuie să răcești acum sau ce-ți trebuie? Madame Iancu s-a dus la complex că își pierdea rândul. Păi și de ce nu te-a lăsat în casă? Ce era frică că e fur din casă sau ce? E, na, femeie... Lasă că vorbesc eu și cu Madame Iancu. Acum ce aștept, du-te în casă. Păi mi-a ținut rând, femeia. N-auzi, domnule, niciun rând, nimic, du-te în casă imediat. Bine, hai că mă duc. Nu, du-te acum să te văd eu. Tu nu urci să mănânci? Uite, domnule, în casă și nu mai bate cap. Viorel, te-o căuta cineva la telefon. M-a căutat telefon? De câte ori ți-am spus eu, domnule, să nu mai răspunzi la telefon cât nu sunt eu?
Alo, unde mergeți dumneavoastră? La 206. E achitată camera. Păi și nu vi s-a zis să lăsați cheia când părăsiți hotelul? Da, e cineva sus în cameră, mă așteaptă. Cât? 206. Drăguț, Gabriela? Da, ea e în cameră. Am eu cel mai. Și dumnealui? E vizită. Păi nu mi s-a spus că vizitele se anunță? Cum intrați dumneavoastră așa? Mi s-a zis că după ora 22. Colega dumneavoastră mi-a zis. Nu, n-ați înțeles dumneavoastră. După ora 22, dacă rămâne, plătește 4. Vizita se anunță oricum. Aveți un buletin? Asta pot să le iau? Recepția. Nu. Luați noastră când coborâți. Nu, reveniți. Căbița? Da. Sunt cu domnul Bebe. Bună ziua. Gabriela. Bună ziua. Poftiți-vă. Uitam ușa mama la cămin. De bani ai făcut rost? Cât? Vă servesc un nex? Nu, mulțumesc. Prăjitură? Da. Sunt de casă. Îmi las lăbărul. Bine că v-ați întâlnit. Ne temeam că nu o să vă recunoașteți. Mișoara, am impresia că am pornit aproape de la început. Eu v-am rugat două lucruri la telefon. Unu, să luați camera la Unirea sau la Moldova. Și doi, să veniți personal la întâlnire. Dumneavoastră credeți că v-am zis lucrurile astea doar așa ca să... Nu, am înțeles ce mi-ați zis, numai că nu am găsit în altă parte. Unișoara, asta mi-a zis sora deja. N-ați găsit, trebuie să întâlnim când găseați. Că așa buletinul meu jos la recepție. Îmi pare rău. Păi nu să vă pare rău, dar buletinul meu jos la poartă. Am zis că să nu mai amân, că și așa am cam amânat. Ce lună sunteți? A treia. La telefon mi-a zis a doua. Când am vorbit eram a doua. Acum sunt luna a treia. Ce grupă de sânge aveți? 01. Sunteți ipotensivă? Nu știu. Nu. Vă știți alergică la ceva? Nu. La păr de pisică, dar... Nu foarte tare, mi-apare așa ca o rușeață pe gât. Îi faceți anestezie? Domnișoară. Vă întreb pentru că eu nu știu efectiv cum se întâmplă chestia asta. Mi-a zis o prietenă care tot așa... a întrerupt că i s-a făcut anestezie. Nu s-a făcut vreodată avort? Deci ca să ne înțelegem. Eu nu vă chiuletez, da? N-am vorbit așa și nici nu e nevoie deocamdată. Eu ce fac dacă ne înțelegem? Eu vă pun o sondă și să produce un avort spontan, înțelegeți? Sigur, doare să produce o sângerare și trebuie atenție la hemoragia asta, dar nu e anestezie. Adică nu doare că să trebuiască anestezie. Și plus că nu sunt condiții aici. Asta se face la spital, nu se face anestezie așa oricum. Ce important e să stați absolut nemișcată pe toată perioada cât aveți sonda. Ca să nu se desprindă sau să cadă, că eu a doua oară nu vă mai pun. O pun o dată și gata, înțelegeți? Păi dumneavoastră cum credeți că e? Eu când m-am sunat am zis că sunteți hotărâtă. Sunt hotărâtă, da. Dar ce? Unișoara, asta nu-i de joacă. Știți că e de pușcărie ce facem noi aici. Și dumneavoastră intrați, dar și eu. Numai că eu mai mult. Nu jucăm cu chestia asta, da? Știți că odată ce am dat drumul, nu mai e care de întors. Dacă totul decurge normal, după ce v-am pus sonda, se produce o sângerare și dați sfatul afară. Și după aia e foarte important cum acționați. Trebuie să vă ajute cineva, că s-ar putea ca hemoragia să fie destul de puternică. Și dacă Doamne ferește face sânge pe aici, am încurcat-o cu toți. De-aia v-am și zis să aduceți mușama.
rămau la cămin. M-ați uitat-o la cămin. Atunci puneți o pungă ceva, nu știu. Iarăși, foarte important. Să nu lăsați pe nimeni să intre în cameră. Personalul de la hotel, nimeni. Țineți ușa încuiată tot timpul. Aveți idee cam cât durează? Adică de când se pune sonda până... Că noi deocamdată am luat camera pe 3 zile. Depinde. Poate să dureze și 2 ore, poate să dureze și 2-3 zile. Depinde cum reacționează organismul. Și dacă am nevoie la baie? Vă ajută sora. Dumneavoastră înțelegeți că e important sub nicio formă să vă mișcați din loc? Că dacă v-a căzut sonda după aia, ce-am făcut? V-am spus eu, a doua oară nu vin să o pun. De-aia v-am zis la telefon că e important cineva să vă ajute, o prietenă sau... Pentru că deja când simțiți că începe să aveți contracții și începe sângerarea, nu mai contează. Dar până atunci trebuie neapărat să nu vă mișcați din loc. Mare grijă la infecții. Pentru că eu sonda când o introduc, eu o sterilizez. Am spirit la mine tot ce trebuie, dar după aia e pericol de infecție. Știți că sângele cam favorizează. O să vă las eu să luați niște ampicilină preventiv. Ați mai luat ampicilină? Da. A zis, da, e pericol să... Adică se poate întâmpla să nu se expulzeze? Poate întâmpla orice, am zis, dar în mod normal n-are, deci. Iertați-mă că vă întreb. Da, punem rău înainte. Dacă, Doamne ferește, leșină sau face febră sau... Știu eu, pierde foarte mult sânge. Eu ce fac? Chem salvarea? Vă sun? Salvarea, vă zic ceva. Dacă ați chemat-o, deja suntem pe jumătate la pușcărie cu toți. Deci mare atenție. Dar în orice caz, dacă se cheamă salvarea, nu spuneți că n-ați fost însărcinată, că i-aș da oricum seama imediat. Spuneți că, nu știu, că ați văzut că a ieșit ceva și că nu v-ați dat seama bine ce. Nu o să vă creadă nimeni, dar nu mai contează. Măcar sunt acoperiți. Oricum, cel mai bine să nu se ajungă la salvare. Cum aveți ciclu de obicei? Pierdeți mult sânge? Cam da. Ia întindeți-vă puțin să vă parcăs. Trageți un pic fermoară. Stați unde mergeți. Domnișoara, în câte luni ziceai mai tare că ești? 3 luni. Vă mai întreb o dată și vă rog eu să fiți un pic atent. Când v-a venit ultima oară ciclu? Decembrie. Pe 20 trebuia să vină. Deci pe 20 trebuia să vină și nu v-a venit. Deci ultima dată v-a venit în noiembrie. Da, parcă așa. Ia să subotim. Noiembrie, decembrie, februarie, ianuarie, februarie, cât faci? Doar din decembrie n-am mai avut ciclu. Păi cum s-o cotim noi? Ce, de când n-ați mai avut ciclu ați rămas sau ați rămas dinainte? Poate să fie puțin peste 3 luni. Nu că poate. Vă spun eu că e bine peste 3 luni. Domnișoară, vorbi eu frumos să vă concentrați. A câta lună sunteți? Gândiți-vă bine că într-un fel se acționează dacă e luna a treia și altfel dacă e a patra. Posibil să fie a patra. A patra? Sau a cincea? Domnișoară, fiți un pic atentă cu lucrurile astea că... A cincea nu poate să fie. A patra posibil. Că eu am ciclu foarte neregulat. Păi nu să... Cam vă jucați cu lunile, așa. Că e a patra, că e a cincea. Știți că de la 4 luni încolo e altă încadrare? Te mai bagă la avort. Te bagă la omor. Și de la 5 la 10 ani. Dumneavoastră știați chestia asta? Păi să nici nu știți. Eu nu am ciclu foarte regulat. Uneori îmi vine la 2 luni jumate.
De nu m-am îngrijorat. Haideți, domnișoare, vă rog. Puteți să nu mă credeți, dar... Păi nici nu vă cred. Dacă aveți ciclu neregulat, mergeți la un loc puțin. Vedeți, mie, chestii în rest. Dar vedeți, așa om. Lasă, lasă, lasă și... Pe urmă vine la tine, că să-l ajuți. Păi de ce să tragă altă domnișoară pentru ceva ce ai făcut Matea? Ce, eu m-am distrat? Nu știu, domnișoară. E foarte periculos. Eu nu știu cine credeți că mai pot face dumneavoastră întrerupere luna a patra. Sau a cincea, sau a cât o fi. Rog frumos. Mă rugați dumneavoastră, dar... Știți că fiecare lucru pe lumea asta are un preț. Pe vă plătim. Da? Câți bani aveți? Ce se întâmplă? Noi camera aici a trebuit să o luăm pe 3 zile. Pentru că altfel nu dădea. Așa și? Adică noi am reușit să strângem inițial 3.000 de lei în cap. Dar fiind camera mai scumpă, am rămas cu 2.850. E vreo problemă? Domnișoară, v-am spus eu ceva de bani? Spuneți-mi la telefon, v-am spus eu ceva de bani? Păi tocmai că n-ați spus. Și atunci noi am întrebat-o pe Ramona cam cât ar fi și ne-a mai interesat și noi. Și așa ne-a spus toată lumea că cam maximum 3.000 de lei este. V-a spus Ramona că e 3.000 de lei. A zis că ea așa știe. Păi să vă facă Ramona atunci, dacă ea așa știe. Domnișoară, ce am vorbit noi la telefon, vă amintiți? V-am zis că vă înțeleg în ce situație sunteți și că eu, dacă vreți, vă ajut. Este sau nu este? Am pomenit eu ceva de bani? V-ați zis că o să ne înțelegem noi. Tocmai. De-aia v-am și zis să veniți personal la întâlnire, ca să lămurim toate aspectele dinainte. Uitați ce, eu nu vă judec pentru ce vi s-a întâmplat. Toată lumea greșește în viață. Eu nu v-am întrebat nimic, nici cum vă cheamă, nici unde e tatăl copilului, nimic, nu-mi treaba mea. Eu v-am zis că vă ajut și ați văzut că n-am nimic de ascuns. Am venit cu mașina mea, buletinul meu jos la recepție. Să știți că dacă vine miliția acum, primul pe mine mai ia. Deci eu îmi risc libertatea. Că să știți că și eu am familie, am copil. Deci eu sunt drăguț cu dumneavoastră și vă ajut. Și atunci cred că și dumneavoastră puteți fi drăguțe cu mine, nu? Eu așa văd lucrurile. Stați puțin, că eu nu știu dacă înțeleg. Eu stau. Cred că voi vă grăbiți. Ce n-ați înțeles din ce am zis eu? Eu v-am zis ceva clar și mie nu-mi place să repet. Adică voi cum vă gândeați? Că eu risc să stau la 10 ani la pușcărie pentru 3.000 de lei? Așa vă gândeați? Păi ce, sunt un cerșetor de pe stradă? Ce, m-ați văzut cu mâna întinsă la groapa de gunoi sau cum? Deci uitați cum faci. Cât intru la baie, vă gândiți și când ies, îmi ziceți ce-ați hotărât. Dacă vreți, nu-mi și spuneți care e prima. Dacă nu, m-am ridicat și am plecat. Că voi ați venit la mine să vă ajut, nu eu am venit la voi. Păi mi-e rău. Nu pot să cred ce se întâmplă. De ce te-ai apucat tu să-i spui că ești în luna, da? Păi așa mi-a zis Ramona, că altfel se putea să nu vrea. Așa vrea. Păi cum naiba ai putut să aștepți atâta, nu înțeleg. Și acum ce să fac?
Păi, și ai plătit și camera, de ție problema acum, băi, că pizza, așa mă enervez câteodată. Doar ți-am zis de ori, ai grijă, vezi ce faci, dar tu nu, știi tu mai bine. Și acum ce să fac? Stai liniștită, tu n-ai tu nicio obligație. Una e să mă ajut să stai cu mine și cu totul altceva e să... Dă-mi mie bani. Spuneți dumneavoastră cât? 4.000 e bine? 4.500? 5.000 cât? Păi aveți dumneavoastră banii ăștia. Păi și atunci de ce vorbim așa, ca să ne aflăm în treabă? Facem rost. Faceți rost? Deci veniți la mine și mă rugați că va costa hotelul cu 100 de lei mai mult și acum faceți rost de 2-3.000 de lei așa. Hai zău, domnișoare. Cum faceți rost? Împrumut. Da? Și cum îi dați înapoi? Să treabă. A, mă pui și la punct de acum. Nu am pus la punct. Și în cât timp faceți rost de banii ăștia? Până cel târziu, sâmbăta viitoare, i-am pe toți. Până sâmbăta viitoare, vezi pe toți? Da. Bine, domnișoare. Cum zici, matale, atunci? Atunci sunați-mă voi pe mine când aveți toți banii și stabilim, da? Nu, nu, stați puțin, nu plecați. Vă rog eu, dacă puteți, să o facem azi. Că și hotelul e plătit și... Cum să o facem? Păi ce faci tu? Vă rog să mă iertați. Rugăm pe dumneavoastră. Păi și cum facem? Uitați cum zic eu. Luați ăștia 2.800 care avem acum și vă promit eu că mai fac rost de încă 2.000 până marți. E bine așa? Puteți să aveți încredere în noi, că nu ce vă păcă. Ce încredere să am, domnișoară? Ne cunoaște noi de undeva, ce încredere să am? Știu eu cine sunteți dumneavoastră? Păi dumneavoastră poate vă urcați mâine în tren și vă duceți în oraș. Și eu rămân cu pagova, poate să știu? Cum o să facem așa ceva? Uitați, vă las buletinul. Dar ce să fac cu buletinul matale, domnișoară? Ce tăgă mi-l lași? Mă apuc să umblu pe coclar după matale dacă dispar? Suntem studente aici, unde să dispărem? Uitați, sun eu acum acasă și până luna viitoare am bani. E bine. Băi, poate totuși bagi joc de mine? Nu te întreb, îți bați joc de mine, că eu nu mai bat joc nu de voi. Nu bat joc, dar... Dar ce? Eu v-am explicat ceva clar și v-am zis, nu mă face să repet că nu-mi place. Credeți-mă că dacă aveam bani ăștia, mă duceam acum acasă și vi-i aduceam, dar nu-i avem. Vă dau eu cuvântul de onoare că sâmbătă viitor... Băi, fata, băi! Păi ce pula mea, mă, tu crezi că mă prostești pe mine ca pe ultimul fraier? Bă, nu mănânc două de-astea ca tine la micul dejun, mă înțelegi? Au ce ca să mă facă alții mai șmecheri ca tine și n-au reușit. Crezi că ai să reușești tu? Adică sunteți voi șmecheri și o să vă rup prost, nu? E, putu-i gura mății de viață! Da, 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 vă rog eu frumos să mă ajutați. N-ar ia nicio treabă, eu am o problemă. Și vă rog frumos să rezolvăm azi. Așa cum ați zis. Cum adică așa cum am zis? Adică, da, situația asta, cine greșește, plătește. Eu am greșit. Dar ea n-are nicio obligație. Deci nu condiția asta am pus-o, m-ați înțeles? Am înțeles foarte bine, dacă ea nu e sora mea. Îmi pare rău că v-am mințit la telefon, dar asta e, e colega mea de cameră. Păi ce, te-am întrebat eu cine acu e, sora, nu? Eu v-am explicat ceva clar. Da, în situația asta, asta e ce pot să fac eu. Ce ține de mine. Colega mea n-are nicio obligație. De asta eu vă propuneam. Băi, deci tu mie nu propui nimica, da? Tu cel mă vii la mine și mă rogi ceva. Și eu ți-am zis că da, te ajut și ți-am explicat în ce condiții. Dar dacă nu înțelegeți, nu înțelegeți, nu vă obligă nimeni. Ce ai zis? Repete, te rog, că ai vorbit în ce și nu te-am auzit. E la ciclu. Hai că eu mă duc, că văd că am dus în țigărica la piață. Vă rog eu frumos! Bine, vă rog eu, puneți-i sonda aia și... Și? Păi și atunci cum să-i pun sonda? Tu ce crezi că eu sunt născut ieri? Yeah.
supărat. Aveți cumva o țigară? Thank you.
Întinde-te. Faceți injecție. Nu. Ce? Hap. Dacă vezi că nu s-a întâmplat nimic până mâine, poți să-ți mai bagi tu. Dă-mi sonda. Nu te încurdă. Când simți că te înțeapă, zici. Că înțepat? Când simți că începe de acum să iasă, te duci la baie și te așezi pe WC-ul, da? Că mai ușor iese. În loc o plasă. Important. Să nu cumva să te pui să tai cordonul până nu dai placenta afară. Dacă rămâi înăuntru, e rău. Stai frumos liniștită până cald ea singură, da? Te miști. Pot să mă acopăr? Da. Foarte important ce am uitat să vă zic. În niciun caz să n-aruncați avortonul pe că se înfundă, da? Nici bucăți, nici întreg, să nu vă vină idei. Și nici nu te-a pus să mi-l îngrop să răsculească tânii sau mai știu de ce. Îl împușor frumos într-o cărpă, te duci 4-5 stații în ce cartier vrei tu, te urci în primul bloc care ți se încale și dai drumul jos pe ghiană de la etajul 10, clar? Ai înțeles? Da. E temperatura dimineața și seara.
Dacă vezi că are 37, 38, așa, lasă-o face. Dacă stai de 39, îi dai aspirină și din asta. Eu pot să trec mâine la două să te văd dacă vrei. Sau diseară după 8. Nu, lăsați. Haide, nu te... Nu. Cum vrei. Dacă ți-e rău sau ai nevoie de mine, sunați-mă că eu trec. Te miște? Trebuie? Bine. Atunci am plecat. Auzi? Simt că sunt curioasă să știu. De ce ți-a recomandat la mână ție pe bebe asta? Și-a făcut Luciana între ruperele ele. A, deci nu și-a făcut la mână direct. Nu. Păi și atunci cum recomandă ea? Dacă e un bou sau un cretin. Ea ce a zis că îți face și un serviciu? A zis că ăsta se băgă și dacă e sarcina mai mare de 3 luni. Și atunci tu de ce ai zis lui bou ăsta că ești în 2 luni? Așa m-am gândit eu că mi-e bine. Da? Păi să nu te mai gândești. Și dacă ai de gând să minți, măcar zi-mi naibie și mie. De ce dracului te-ai apucat tu să-i spui că eu sunt surdă? Cum naiba ți-a venit ție ideea asta? Păi dacă mi-ai zis să vin eu neapărat și... Ai mers tu, ce era să zic? Păi de ce n-ai mers tu atunci? Te-a rugat pe tine să mergi, nu? Capita, tu mă urmărești? De ce n-ai mers tu?
că mi-e la greu de aia. Și acelea minții că vine soră ta. Nu te-am mințit pe tine. Păi nu contează pe cine ai mințit. Am uitat să-ți zic, dar nu te-am mințit. Nu mai contează. Dar mi-e ciudă că pentru niște tâmpenii făcute de tine au trebuit să se întâmple lucrurile așa. Că puteam să mergem la doamna Jenny sau cum mă sau cheam pe aia de care ți-a zis Dorina. Și se rezolva altfel. Acum sigur ușor de zis. Dar de ce aminte că și tu ai fost de părere dacă bebe ăsta e mai ieftin, ce dacă e bărbat? Am zis eu asta. I-am zis că să mergem unde mai ieftin, bineînțeles. Dar nu că nu contează dacă e bărbat. Deci m-am gândit. Păi ce crezi că m-am gândit? Dacă-mi ținea rezervarea vaca de la hotel, poate că nu se întâmplă mai bine nimic. Ce ți-o fi venit să faci rezervarea la telefon? Am zis că sunt din alt oraș, cum ar fi. Ai zis. Ai sunt țigări? Nu. Ce ai urea chestia asta cu natură morsă? Ca o usturime, așa. Când mi l-a pus, m-a durut. Băi, trebuie să mă duc până la Adi. E ziua lui maică să azi și am promis că mă duc. Vioza? Nu. Las-o așa. Mai un pahar de apă, te rog, să ne aduce aici. Lipsesc. Să-ți iau ceva de mâncare? Nu-mi e foame. Poate să fii mai încolo. Nu, am prăjiturile. Hai că te aduc salsa de pepsă la Ali. Nu mă aduc, că nu mănânc. Bine, hai că văd eu. Uite, stai aici numărul. Dacă e ceva, mă suni. Nu mi-l lăsa, că nu te sun acolo. Oricum te sun eu cum ajung, dar să-l lași și tu. Hai că m-am dus. Să fii cu minte, da? Să nu dai drumul la nimeni. Te duci odată? Cum facem cu cheia? Te încui și eu cheia. Las că nu puțești nimica, că vin repede. Hai, pa!
domnișoara. Domnișoara. Și-a uitat buletinul persoana care a urcat la dumneavoastră. Bă, să nu-mi spui că după ce ai întârziat te vine și fără flori. Am știut ce dacă vorbești așa cu mine, eu plec. Bine, mă, că tu întârzi și totul fii cu nervi. Bună seara, bună seara. Bună seara. Eu sunt mama lui Adi. Otilia, la mulți ani. Mersi, dragă. Dă să te pup. Și mersi că ai venit. Vin, Adi, i-a dat cu teatru, aveți? Da. Adi, merge să pui înăuntru, că vin și eu imediat. S-au terminat murături. Hai, mama, mergeți înăuntru. Să-ți dau un telefon. Bună seara, 206, vă rog. Otilia, taică-mea. Taică-mea? Așa mă prezinți tu pe mine? Otilia. Îmi pare bine. La mulți ani. Mersi. Hai nu. Hai. Nu, nu trebuie. Adi, dă-i tu papucii tăi de casă, că văd că nu mai sunt niciunii pe aici. Vrei să răcești? Că de la picioare tăia. Ia-i tu pe ăștia. Da, nu am nevoie de ăștia. Eu mi-au pantofi. Hai, veniți încoace. Curaj. Hai înăuntru. Hai, hai. Bună seara. Dânsă e prietena lui Adi. Otilia. Otilia, da. Familia Rusu, nașii lui Adi, domnul și doamna doctor Alda, domnul doctor cardiolog Racovicianu, doamna Adela Racovicianu. Hai, invita fata să stea jos, hai, că ai venit-o. Strângeți-vă și voi puțin. Da, da. Hai, da, îmi place că mă tine de-a prezentat cardiolog și mai rămas la doctor. Hai, Grigore, nu-i cu prostata la mine? Că dă-mi atunci cine mai doctor. Tu! Eu ce să mai zic, dragă, că toată viața mea, doamna doctor în sus, doamna doctor în jos. Eu, de fapt, și am venit la televizor. O toaletă? O toaletă? Mă scuzați. No. Așa, continuă. Paia? Nu-i acolo, pe hol. Hai, acum nu-i cu lumina. Supa mai mult? Eu să știți că nu se pot sta prea mult. E, na, nici nu ai venit bine și eu. Te-ai spălat pe mâini? Ai zis că să trec să zic la mulți ani, nu când ne așezăm la masă cu ei tăi. Păi, bași ceva până deschide șampania și pe urmă gata, plecăm duminică. Ne-am calmat? Lasă-mi să te inspirat. Supa! Altul nu știu trece.
Corect. Cum vă vedeți, o luați de la capăt. Ce vrei, dragă, ce nu-ți convine? Ce vrei, un bei? Un suc, dacă e. Adică un suc. Foarte bună pistolutele. Da? Moraliu proaspăt. Nu, eu nu beau alcool. Nu, da. De congelator. Nu că nu beau, dar n-am chefat cu mine. Foarte bine, dragă, că nu beau foarte. Cu vermul nu? Niciun vermul nu vrei? Lasă că am dat o capă. Nu mă deranjați, că nu am singur. Poate ține fata cost. Dacă ține cost, ce? Nu, nu ține cost. La pește cred că mâncați, că am înțeles că sunteți din județul Galați. Chiar din Galați. Chiar din Galați? Îl cunoașteți cumva pe doctor Ivanov, chirurgul? Foarte bun specialist. Nu, că eu după școală am plecat direct la facultate. Ne-a fost student. El ne mai servea uneori cu pești. Nu, el a terminat cu 10 pe linie. Nu, dacă nu. Dar și el a avut. 9-80, 9-90. Păi când nu am câte un 7 la anatomie, era că se amintește, era sărbătoare în tot căminul. Ăștia termină acum și câte 10 în promoție cu 9-90. Cu 10-50, vei să spun. Eu am un student care are 10 pe linie până în anul 6. Și cu 10, cu 50 de sutim de la SC, 10-50. Și de la anul se pare că o să le dea și 25 de sutim pentru familie și pentru familie. Păi poate dăm sor și tu până la anul. Dragă băiat, îmi pace. E timpul. Și părinții dumitale tot cadre didactice sunt? Nu, tata e maestru militar și mama e pensionată pe care este boală. Lucra așa când era mai tânără, tu lucra un pic. Să știți că de multe ori oamenii simpli sunt mai cu bun, sunt și mai la locul lor decât mulți cu facultate. Aiurea, depinde acum și în ce mediu pui. Păi Dima asta, el la bază tot băiat de la țară. S-a văzut la oraș, a intrat în partid, avea origine sănătoasă. Aoleu, luați domnule cu Dima! Hai mai bine să ceva! Dima, noroc, la sănătate, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani și vouă! Mulți ani! Îl dai cu suc? Mulți ani! Am spus, dă-și tu ăla mai tare să vedem ce mai făcut prânțele. Fiindcă nu ți-a de porc? Dragă, în familia asta e foarte greu să stai în bucătărie. Azi de vin nu mânca porc. Dacă vedea grăsime în farfurie, oricât de mică era, nu mai mânca. Valentina al meu tot la fel. Și în supă, dacă vedea că se stricoară o steluță de grăsime, ceva, gata, nu mai mânca. La fel pielița de la pui. Știi că pielița nici eu nu mănânca, aia îngrașă. Sau îi puneam tartină cu mușculeț la școală și el o dădea la alți copii. Așa a fost el sufletit. Și aveam o ciudă pe el. Pentru că pe vremea nu aveam așa relație. Aveam salariul 2200 de lei. Și stăteam la coadă pentru câte un kil de carne și câte 3 ore. Nu ales eu, dar... Dumnealui făceam ofturi. Copiii e bine să învețe cu greutățile de mici, că mai încolo nu-i alintă nimeni. Asta așa e. Pe mine mă trimitea cu vaca la păscut și îmi făceam lecțiile la lampă. La tine era altceva. Și eram 9 frați. Puneam mama măliga în mijloc și cine apuca bine, cine nu, salut! Dar tu ai apucat. Cazuri și cazuri. Nu, dragă, ăștia au fost mosturoși toți în familia asta. Pe Grigore, când am luat, dacă nu-i făceam pireu cum îl făceam măsa acasă, nu-l mânca. Tot învățoare și dezvăț. Și tu nu-ți iese pireu cum ieșea lui mama. Dar mi iese bun. Ei bine, hai că-ți iese. Deci eu îl făceam într-un fel anume? Vă zic ceva. Tineretul de azi răsfățați. Mămica punea și o lingură de lapte. Să știi că și eu pun lapte. Ce te-a generațiile. Da. Eu îi pun și las și puțină apă în care se fier cartofii. Știi cum e, cum te obișnuiești? La noi de unde nici vorbă. În schimb punea mama cartofii mămăligă. O gustoșenie. Al nostru mămăligă să nu vadă. Pe ce nu învățat? Nici pe când eram tineri nu eram de acord cu părinții. Nu ne mai țineți parte că prea să învățați să le pice totul mură în gură. Uitați-vă la ei. Cămin, bursă, tata și mama au grijă de papa, no, frate! No, e relativ, gândiți-vă numai la repartiție. Că dacă eu cine știe prin ce că, cel puțin la noi, la medicină, păi acolo se îngroapă. Eu nu înțeleg ce aveți dumneavoastră cu repartiția. Eu înainte să ajung la Roman am fost 8 ani la Cotnari. Și văd că e bine, m-am descurcat. Vă rog eu să mai serviți. O, da. Nu mă așteptați pe mine să vă servesc eu, doamna doctor, ce vă mai spun? Fetele, dacă n-au fost deștepte să se mărite în timpul facultății, ajung la țară se mărite ori cu profesorul, ori cu popa. Așa-i. Ori popa, cel mai des, e el mai mare mențip din sat. Dar nu generaliza, dragă. Sunt și preoți cum se cade și fără de rog. Sunt excepții. Majoritatea popilor au toți video, telecolor și toată ziua, dacă îi caut, sunt ocupați. Cu spovedanie. Nu l-am adus la biserică și am terminat-o, ne-a rezolat-o mai simplu. Rău faci. Noi de Paști mergem. Da. Poate să mă și aresteze, că... Cine să te aresteze, dragă? Popa, dragă. Să fac și acolo, că... Bună! Auzi, am o să ne-a ieșit o oră de Paști, că niciodată. Mi-a vrut soare.
Nu râdeți că de la noi, la spital, cu cine mă întâlnesc de Paște în biserică? Știu. O, stătea frumos pitit după un stâlp. Cuțoneș! Și s-a dus direct la el, la Aurel, și l-a întrebat, unde ți-e carnețelul? Nu, dragă! Nu, dragă, i-am zis așa, că da, scoate carnețelul și foarte bine, foarte bine. El m-a luat cu mai Aurele, chestii dintre astea. Secretar. Noi am avut de Paște, la cumnată mea, am vopsit de ouă din Germania. Și de sărbători ne-a trimis un marțipan, vai. Mie anul trecut mi-au crăpat toate ore la fier. Nu știu ce Dumnezeu au avut. Nu, mie știi ce frumos mi-a ieșit? Cu vopsea bună, te crezi că ies frumos. Eu le dau cu un pic de ulei ca să lucească. Eu le dau cu un... A, nu, cu vopsea asta, în German nu trebuie să le dai cu nimic. Am avut galben, verde și portocaliu. Și albastru. Nu, nu. Albastru am făcut din galben cu verde. Iar culorile după ce le folosim le dă prin bloc. I le-am dat lui doamna Alboanu. Uite că facem noi câte o pomadă. Mersi. Te servesc o țigară? Nu vreau să schimb cămin. Hai, te rog. Mersi. Și la ce sunteți studentă? La Politehnică. Pe vremea noastră, cam băieți era la Politehnică și fetele la medicină. Așa cum nu tot cam așa. Avantajul cu Politehnică asta e că nu te duci la țară. Și să lucrezi o viață întreagă în fabrică. Și stai la cămin? Da. Câte sunteți în cameră? Normal 4, dar eu m-am mutat cu o prietenă și acum suntem doar noi două. S-a descurcat fata. Foarte bine, ce să aștepte? Nu vă spuneți, domnișoară. Mă iertați, domnișoară, dar eu, fată tânără să fumeze de față cu părinții băiatului, eu... Emilian! Ce e, măi? Ce e, măi? Eu aveam 43 de ani când s-a prăpădit tata, Dumnezeu să-l ierte, și nu fumam în fața lui, nu fumam! Asta e foarte sănătos. Păi... Poate că tu nu știa că tu fumezi. Aduci cu șampania din congelator. Nu e, mă, că știa. E de respect. Păi da, s-au ajuns copiii să te sfideze în față. Valentina al meu cibretată, te sfidează, dar... Cine te sfidează, dragă? Poate nu-i cuvântul potrivit, dar dumneavoastră înțelegi ce vreau să spun. Eu, de exemplu, n-am fost de acord ca băiatul meu să nu facă armată. De ce să nu facă, domnule? Să facă, domnule, să vadă ce-i viața, nu corcolit așa, că odată și odată trebuie să învețe pe bărbat. Așa e, că și doamna mea pe nostru la fel face. Ba, eu nu sunt de acord. Ce crezi, că dacă stai acolo 9 luni și te îndobitocesc ea la cap? Ești mai bărbat? Așa e. Eu n-aș fi de acord copilul meu să sufere în halul. Pentru ce? Dar să-i vedeți pe cei cu 9 și 4 luni. Vede capul lor săraci. Acum depinde și unde. Cel mai greu e la grăniceri. Da, e frumos. Nu, cel mai greu e la batalionul disciplinar. Da, nu vorbim de asta. Ascultă-mă ce spune. Uite că noi nu ne-am scuțit pe Adi pentru că n-a vrut taică. Pentru că vezi, doamne, are principii. Și uite, de-aia face băiatul chimie cu ei. Nu vorbim asta la masă. Frumoasă, dragă chimie. Uite, am să-l iau la mine asistent și o să vezi că o să-i placă. Îl ținem un an acasă și mai de o dată. Ce știu cum poți să... Cum să dea, când să înveți și pentru nașul pentru armată? Haideți să facem și șampania asta? Da, hai! Asta e școala vieții. Școala vieții, nu mai armată de altă dată. Nu mai trebuie să fie televizorul, mă marca. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mi-a dus telefonul, te rog. Da, sunt. Vorbește un pic, Adela. Bun, acum ai de gând să-mi spui ce se întâmplă? Că văd că ești cu capsa pusă de când ai venit. N-am niciun chef să vorbim despre asta. Bă, îmi spui? Ești sigur că vrei să știi? Cum adică? Bineînțeles. Și te rog, e frumos să-mi spui orice ar fi. Am fost ori pe Găbița că a trebuit să facă avort. Și pentru asta îți trebuie banii. Tu crezi că un avort e 300 de lei? Atunci pentru ce? Stai liniște că ți dau luni înapoi și cu asta gata. Nu te teai că mi-a avut un coleg doctor care a făcut 3 ani de pușcărie că a încercat să ajute o pacientă. Asta că eu rămân însărcinată, noi ce facem? Te gândi? Oi, termină cu chestia asta. Deci că e foarte posibil. Te întreb, te-ai gândit vreodată ce faci dacă eu rămân însărcinată? Două ochii peste cap, răspundem, te-ai gândit? La ce anume exact să mă gândesc? Ce facem dacă eu rămân însărcinată? Dar tu nu rămâi. De unde știi tu că n-am rămas deja? Ce ai rămas? Tu habar n-ai când trebuie să vină mie ciclul.
Ba, știu foarte bine, trebuie să vină zilele astea, nu? Ce-ți pasă ție? Nu-i problema ta. De ce zici, mă, așa? S-a întâmplat vreodată să rămâi cât am fost noi împreună? Uite, Joi, te-am rugat să ai grijă, da? Să termine afară. Ți-amintești și tu ți-e puțin de păsat. Dar cum vorbești tu de lucrurile astea? Cum vorbesc? Adică nu ți-e rușine să le facem, dar ți-e rușine să vorbim? Dar nu înțeleg ce rost are discuția asta atâta vreme când n-ai rămas. Dar să știu la ce să mă aștept din partea ta. Stai tu liniștită că dacă se întâmplă tot, eu mă descurc. Da, bine. De ce zici, mă, așa? S-a întâmplat vreodată să ai nevoie de ceva și să nu te ajut? Mai tu știi măcar de câte ori am avut eu nevoie de ajutor? Habar n-ai. Păi și eu ce fina am, dacă tu nu vorbești? Vrei să visezi eu ce probleme ai tu? Din chestia asta cu capii, de ce nu mi-ai zis că te ajutam? Da, mă ajutai. Tu nici teoretic nu poți să-ți pui problema și mă ajutai. Băi, important e să ai grijă să nu rămâi, pentru că dacă tu deja ai rămas... Că oricum nu m-aș baza pe tine. Măcar găbița așa cum e, ea m-ar ajuta. Aș lua, adică nu te-aș ajuta, sau cum? Eu doar am zis că nu sunt de acord cu avortul, pentru că e foarte periculos. Și care ar fi soluția pe tine? Nu știu, te-aș lua de nevastă. A, deci dacă rămân gravidă... Ba, hai, termină cu chestia asta, că deja ai luat-o rază. Stai tu liniștit, că n-am de gând să-mi petrec restul vieții, făcându-ți ție pireu. Otilia. Ce, te-a enervat prietenia lor mei sau ce te-a enervat? M-a enervat și ei, da. Dar nu despre asta e vorba. Și știu că și tu crezi că ai mei sunt oameni simpli, mică în facultate. Păi, dar m-ai auzit tu pe mine zicând așa ceva? Ți-am zis eu vreodată ție așa nu ceva? Nu să zici, că știu ce gândești. Și da, mi-ai zis odată. Ce am zis? Poți să intru? V-am adus cremă de zahăr ars. Dar să lăsați și puțin loc pentru tortul de bezele. Ce stați, mamă, pentru Eric? Nu-mi te rog telefonul ăla. Orice, mi-am cerut iertare. Ți-a cerut scuze. Și știi măcar pentru ce? Zi. Știi pentru ce ți-a cerut scuze? Văd că e supărată și nu vreau să fii supărată din cauza mea. Dacă eu am greșit, n-am făcut-o intenționat. Eu vreau să ne înțelegem bine, da? Până când? Până iau eu repartiția și măcar singură? Te-am rugat să nu pui mâna pe mine acum. Hai, hai că o să fie bine. Să mergem în tabără, acolo o să fim numai noi doi și nu o să ne mai certăm, da? Adu-mi, te rog, telefon. Vă te rog să mă lași singură, că-ți vorbești cu găbița. Nu durează mult. Bună seara. Camera 206, vă rog. Fiți amabilă. A rugat cumva cineva la 206? Mi-i iertesc cu mine ați vorbit dimineață. Nu, nu, nu e nevoie să urcați. Mulțumesc. Trebuie să plec.
Ce, ceva rău cu Gabi? Mai stai 5 minute, mă calcă. Tocmai taie totul de vezele. Băi, aș vrea, dar chiar nu pot. Pare rău. Vincente, măcar să spui și tu, pa. Intră tu și zile. Pare rău, nu mai pot să stau. Tu îți dai seama ce de căcat mă fac să mă simt față de toată lumea asta? Pare rău. Pa. Te rog, eu nu mă conduce. Chiar nu e nevoie. Intră în casă, e penibil să tăcem așa, așteptând să vină liftul. La 206 în ori. Buletinul. Aveți datele mele. Mi-a arătat recepționarea la dimineață. Iar te-ai spus trebuie 206. Buletinul. Auzi, mă, la mamuță, la bine. Bă, ce bine. Bă, sus. Sunați în cameră să vă aducă. O să nu mai devreme, din oraș și colega mea dormea. Copor imediat și vi-l aducă. Să nu mai trezesc. Dar de ce umblați fără buletin? Am ieșit mai să mi-am niște țigări și m-am întâlnit cu cineva. Haideți să coborim, dar și vi-l aduc. Gabița?
De ce nu mi-a răspuns când te sun? Am plecat afară. Mai. Răspunde. Zic că cobor acum. Te spune că am coborât eu. Ultimul autobuz știți când e? Cam într-o oră, așa cred că e. Nu știu. Un taxi pe aici? Taxi aici, nu, în zona asta nu găsiți, domnișoară. Mersi. Plăcere.
Căbița? 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 Ei, s-au bătut ăștia cu nunta lor. Vedeți că vă așteaptă colega în restaurant. Mă așteaptă colega în restaurant? Da, a coborât acum 5 minute. Mergeți pe partea aia de pe acolo e nunta. Mersi. Ce faci? Nu știam unde ești. Mi-era foarte foame. Cred că am un pic de febră. Aspirină ai luat? M-am luat ampicilină. Să vezi ce fac ăștia la ora asta. Da, vin acum. Aia ce? Deci meniul de la nunta care este? Mâș de vită, mâș de porc, ficăței la capac, creier, panai, măduvioare. Mai aduceți deocamdată o sticlă de apă minerală? Până ne mai gândim.